biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă în prânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru armata cea de Hristos iubitoare a țării noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt plăcașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm! Miluiește! Mirea văzduhului pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri de pace, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm! Pentru ca să se binecuvânteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bune sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să nu și-o aducă amintele fără de legile și greșelile noastre ale păcătoșilor și nevrednicilor să-i rog, și cu milostivire să ne curățească păcatele și să-și întoarcă mânia sa cea cu dreptate pornită asupra noastră, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeul nostru, ascultând rugăciunea noastră, să ne împlinească cererile și să nu treacă lacrimile noastre cu vederea, și mai înainte de a pieri, să ne izbăvească pe noi de toată boala cea molipsitoare, de cumplitele dureri ce ne-au cuprins și de înfricoșarea cea lipsită de nădejde, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, pe Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Dar Sfântă născătoarele Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Oricine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Slava cinstea
și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubitor de oameni, Dumnezeu ești,
Amen.
slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, săvârșește pe ea. Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta. Și o desăvârșește pe ea. Sfinte, Doamne,
cer și vezi și cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Miluiește! Sfinții Părinte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Epistola către Galatena Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Din faptele legii, ci prin credința în Hristos Iisus. Am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se va îndrepta. Dacă însă căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și noi înșine păcătoși, este oare Hristos slujitor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși ceea ce am dărâmat, mă arăt pe mine însumi călcător de poruncă. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Fiind
este cuvântul și voiesc să adeverești acestea cu tărie, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să aibă grijă să fie în frunte la fapte bune. Căci aceasta sunt, acestea sunt cele bune și de folos oamenilor, iar de întrebările nebunești și de înșirări de neamuri și de certuri și de sfidările pentru lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte. De omul eretic după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a bătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit. Când voi trimite pe Artemas la tine sau pe Tihic, sârguiește-te să vii la mine, la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernesc. Pe Zenas, cunoscătorul de lege, și pe Apollo, trimite-i mai înainte cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească. Să învețe și ai noștri să poarte grijă de lucrurile bune spre treburile cele de neapărată voie, ca ei să nu fie fără de roadă. Te îmbrățișează toți care sunt cu mine, îmbrățișează pe cei ce ne iubesc într-o credință. Harul fie cu voi, cu toți. Amin. Pace ție, cititorule. Și Duhului tău. Aliluia, aliluia, aliluia. Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit. Aliluia, aliluia, aliluia. Dar tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri. Aleluia, aleluia, Stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostole și Evanghelist Luca. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos.
Îmi fie mie după cuvântul tău, înalt preasfințite, stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Că luăm aminte. Zisa Domnul pilda aceasta, ieșit asemănătorul să semene sămânța sa, și semănând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o, și alta a căzut pe piatră și răsărind s-a uscat pentru că nu avea umezeală. Alta a căzut între spini, iar spinii crescând cu ea au înăbușit-o. Iar alta a căzut pe pământul cel bun și crescând a făcut rod însutit. Acestea zicând striga, cine are urechi de auzit să audă. Și ucenicii lui îl întrebau ce înseamnă pilda aceasta. El a zis, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, cea de lângă drum sunt cei care aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei ce aud cuvântul, dar umblând cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se înăbușă și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. După ce a spus acestea, a strigat, cine are urechi de auzit să audă. În vremea aceea, Iisus, ridicându-și ochii către cer, a zis, Părinte, a venit ceasul, preaslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul să te preaslăvească, precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi L-ai dat să-L fac L-am săvârșit. Și acum preaslăvește-mă Tu, Părinte, la Tine însuți cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea. Arătat am numele Tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume, ai Tăi erau și mie mi-ai dat, și cuvântul Tău l-au păzit.
Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat, eu le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, căci ei sunt ai tăi. Și toate ale mele sunt ale tale, și ale tale sunt ale mele, și m-am preaslăvit întru ei. Și eu nu mai sunt din lume, iar ei în lume sunt, și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește în numele tău pe cei pe care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei pe care mi-ai dat. I-am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei, decât numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și pe acestea le grăiesc în lume, pentru ca bucuria mea